să facă față unei bătălii cu contracandidatul, principalul contracandidat. Studii temeinice, studii serioase, cum spunea domnul Blaga, perfect de acord, dar aș adăuga, și știu că domnul Blaga e perfect de acord la rândul lui, rapide. E vorba de a face o cercetare sociologică la acest moment, o cercetare sociologică ceva mai bogată, în sensul că nu un simplu sondaj, să zicem, hai să vedem intenție de vot la o întrebare deschisă, intenție de vot cu personajele examinate, nu știu eu, Iohannis, înțeleg că dânsii propun doar pe domnul Predoiu, nu au altă variantă, știu și eu ce putem să mai căutăm acolo din patrimoniu, sau sondaj de încredere, ci sub consultul unui sociolog. Da, am și convenit, cu tot respectul pentru sociologii care activează pe piață, să căutăm un altul, ca să spun așa, un altul care nu circulă pe piața restrânsă a sondajelor din politică. Ca să face bine, cred. Da. Pentru că omul acela, un profesionist adevărat, sau mai mulți îți pot spune, eu nu știu, n-aș ști ce să întreb ca să mă ajute să ghicesc pe profilul unui candidat sau altuia cum va evolua, mai ales că dacă vorbim de domnul Predoiu sau de domnul Iohannis, e vorba de personaje politice mai noi. Sigur că domnul Predoiu a fost un ministru cunoscut în vreo 2 sau 3 guverne. Sigur că domnul Iohannis are și notorietate destulă și e foarte cunoscut, dar mai noi într-o asemenea postură. Și dacă am putea să vedem, să facem previziune asupra probabilității de comportament al lor în condiții, de campanie electorală, de confruntare, cum spuneți. Și când spunem confruntare, lumea poate crede că ne referim la acea oră, o oră sau două de dezbatere televizată. Vorbim de o confruntare indirectă pe parcursul întregii campanii. Confruntarea de la distanță. Deci cam asta. Numai că lucrurile astea se pot face în 2-3 săptămâni și, cum spuneam, după aceea, asta e materie brută, e o decizie politică până la urmă. Pentru că niciun sondaj nu-și asumă răspunderea unei decizii politice. Răspunderea deciziei politice și o asumă niște oameni politici. Și cred că până în 15 iulie, repet, putem să încheiem asta, dacă nu mai devreme. Bun. Domnul Antonescu. Cu foarte probabil candidat Victor Ponta, dar și cu ideea... Dumneavoastră chiar credeți că domnul Ponta vrea să candideze domnul Antonescu? Eu am spus mai de mult că nu are de ales. Eu nu știu dacă vrea să candideze. Eu pot să cred semnele sau uneori chiar declarațiile pe care le-a dat că n-ar vrea. Pot să le cred. Dar nu cred că are încotro. Asta este ideea mea. Nu, să nu se înțeleagă vreo cine știe ce insinuare. Politic. Pur și simplu nu cred că are încotro. De ce? Pentru că este președintele partidului? Pentru că e prim-ministru? Pentru că, în primul rând, că e o dramă în sufletul domnului Ponta. Care, domnule Ponta? Dacă nu candidează domnia sa, ar trebui să lase un alt PSD-ist să fie președinte și cred că asta domnul Ponta nu poate să facă. De aceea domnul Ponta vehiculează, dacă observați, nu vehiculează numele Joană. Deși Mircea Joană, din rândul 2, zice tot timpul, domne, și eu, vreau. Și cu o anumită dreptate, zice, totuși am luat 5 milioane de voturi, am câștigat alegerile pe teritoriul României. În toate înșiruirile astea, care domnul Ponta ia oameni din diferite instituții, oameni de la alte partide, oameni fără partid, Tăricianu, Isărescu, oameni de la bancă, Oprescu, de la primărie, de la jandarmerie, de pe unde îi mai ia, niciunul nu-i din PSD. Dacă se duce la președinție și nu câștigă, e foarte rău. Dacă se duce și câștigă, altă problemă. Nu se îndură să pună pe vreunul din PSD prim-ministru. Pentru că totuși primul ministru are foarte multă putere, conform Constituției României. Corect. S-a văzut că și Traian Băsescu, care e foarte invaziv, ca să spun așa, din punct de vedere executiv, cu prim-ministrii care nu s-a înțeles, vezi Tăricianu, vezi Ponta, a avut probleme, că nu a putut constrânge să facă ce vrea. Deci sunt mari probleme în privința asta. Dar mai ales noi ne batem, studiem în căutarea acestui candidat două lucruri. Primul, cel care ar putea să ridice, să aducă la vot cât mai mulți oameni din acest bazin non-PSD-ist, că eu nu îndrăznesc să spun de dreapta. Nu avem dreapta de 60% în România. Ar fi bine, dar nu avem. Avem însă la un bloc masiv, disciplinat și activ de 40% pro-PSD-iști, un bloc difuz de 60% non-PSD-iști. În momente de vârf, a fost 2004 și într-un fel turul 2-2009, acești non-PSD-iști sau anti-PSD-iști se adună. În funcție de ce transmite candidatul, de vigoarea candidatului, ca să spun așa, de expresivitatea lui, de credibilitatea lui și, bineînțeles, cine poate să ducă această bătălie
la firul ierbii, pentru că bătălia asta nu se duce numai la televizor. Este, cred că, prima oară după 1989, când cu, câte sunt, 5-6 luni înainte de alegerile prezidențiale, nu se știu candidații la președinție, da, mai ales la cei cu șanse reale. E o situație atipică, România nu s-a mai întâlnit cu asta până acum, s-a întâlnit cu acea răsucire din 2004, Stolojan Băsescu, pe ultima 100 de metri a campaniei, cumva, cred că mai erau două luni până la momentul acela. Da. Da, considerați că în momentul de față ăsta este un motiv de îngrijorare pentru blocul de dreapta? Faptul că nu are candidatul până în momentul de față? Da. Pentru că haideți să luăm niște ipoteze care sunt pe masă și mai adăugăm și altele. Am vorbit de mine, am vorbit de Iohannis, am vorbit de Cătălin Predoiu. Hai să vorbim și de MRU, de Mihai Răzvan Ungureanu, hai să vorbim și de, nu știu, cine mai vreți dumneavoastră din dreapta, Elena Udrea, Tomac, cine o fi? Cristian Diaconescu. Fiecare are o problemă. În ce mă privește, am o problemă, dumneavoastră ați invocat-o, un efort de recuperare a electoratului anti-PNL, anti-Antonescu, ultra-probăsist. Că sunt 6% cât are PMP-ul, că e mai mult? Că și aici o discuție. Eu cred că electoratul devotat încă, sau care e electoratul băsist, cum îi spune, cu un termen care a făcut carieră, văd, e un pic mai mare decât 6%. 6% ăsta a ieșit el din alegere, așa. Deci Traian Băsescu poate, ziceți, să l-om da să nu se dirigeze, că e greșit spus. Să influențeze, eventual, prin decizia lui, un electorat. Da, această discuție nu se rezolvă și nu am o asemenea înțelegere, nu voi face eu, dacă aș fi candidat, un asemenea lucru, prin îndemnurile lui Traian Băsescu sau prin vreo asociere a mea cu Traian Băsescu, ci se rezolvă prin câștigarea acelui electorat. Dacă ar fi candidat domnul Predoiu sau domnul MRU sau altcineva, gândiți-vă că acela are o problemă și mai mare, pentru că are un 15% cel puțin electorat antibăsist, liberal sau non-băsist, pe care iarăși trebuie să-l adune. Deci nu e simplu, nemai vorbind că în cazul Predoiu sau Iohannis, trebuie un efort de a se face cunoscuți, nu ca nume primar, respectiv ministru, ci în calitate propriu-zis de candidați, cam ce au ei în cap, cum spune omul jos. Dom'le, cam care-s principiile oamenilor ăstora, cam care-s, nu atât planurile lor pentru țară, pentru că acolo probabil sunt niște principii comune, o să vedeți că mai toți candidații vor vrea, pro-atlantism, stat de drept, dar mai în detaliu, pentru că sunt oameni puțin cunoscuți, neavând, prin pozițiile pe care le-au avut, ministrul justiției nu este un personaj care stă toată ziua la televizor, primarul Sibiului cu atât mai puțin, deci mai econom la vorbă, în cazul lui Iohannis, oamenii vor să cunoască, să pipăie candidatul, așa cum îl ating ei. Deci nu cred că vara poate fi ratată. Pentru candidat, indiferent cine ar fi el, eu vorbesc acum despre această încercare de regrupare PNL-PDL, dumneavoastră vorbiți mai larg de dreapta, dacă ar putea fi un singur candidat, sigur că ar fi mai avantajos. Credeți că în momentul de față sau aveți ceva studii care vă arată că asocierea directă, categorică a acestui bloc de dreapta și cu Traian Băsescu ar produce avantaje blocului de dreapta sau mai multe dezavantaje? N-am un studiu, pot să am doar impresii. Eu, care împreună cu Partidul Național Liberal suntem și am fost toată campania electorală victima unei propagande violente și mincinoase, de altfel, care a vizat asocierea noastră cu Traian Băsescu, cu Elena Udrea. Să știți că sunt posturi de televiziune ale lui Victor Ponta sau lui Sebastian Ghiță, Antena 3 sau RTV, care în fiecare seară au mai inventat, chiar au inventat, o întâlnire, o conspirație, un plan comun al meu cu Băsescu, al meu cu Elena Udrea. Dumneavoastră n-ați vorbit în perioada asta de campanie nici direct, nici prin intermediar cu Traian Băsescu? Nu, n-am vorbit, domnul Turcescu. Iar pe doamna Elena Udrea am întâlnit-o odată, ieșea dintr-un studio de televiziune și eu intram să rămână bună seara și ne-am salutat de două ori din vedere la Parlament. Nu spun asta ca să mă dezvinovățesc, dau un exemplu. Toată campania asta a avut un efect. Și în sensul acesta, eu sunt tentat să vă spun că da, dar n-am un studiu, n-am o evaluare a ce se întâmplă cu timpul, că totuși până în noiembrie nu mai e mult timp, dar mai e ceva.
Deci toate lucrurile astea trebuie analizate. Pentru că a avut un efect atunci negativ, credeți, în electoratul dumneavoastră, da, faptul că la un moment dat îi spuneau că sigur vă întâlniți cu Traian Băsescu? Sigur, acuzația ar fi mai repetată mare efectul ăsta negativ, întreb din nou, decât, din ce simțiți în momentul de față, decât efectul pe care l-ar crea, să spunem, și apropierea lui Traian Băsescu de acest bloc de dreapta? Nu pot să-mi dau seama. Cert este că Traian Băsescu este un om care trebuie să accepte, cred eu, trebuie. Ce cred eu, că dacă dorește să dea o mână de ajutor unui candidat al dreptei. Că despre asta vorbim acum. Așa. Altfel, de bună seamă, poate face ce dorește. Cum a și făcut. Cred că ar trebui să revină în poziția prezidențială, cred că ar trebui să contureze pentru cine vrea să audă și pentru cine îl crede în societatea românească elementele esențiale ale profilului de candidat pe care consideră domnia sa că ar fi